Cineva este în plină desfășurare de scârțâială de scaun. Sunt la birou, dragilor. Am terminat cu tot ce înseamnă clip pregătit pentru astăzi. Este suit, pregătit, tot ce trebuie. Și după ce am terminat, am răspuns la câteva e-mail-uri ce erau restante. Iar acum eram cu lista de clipuri pe care trebuie să le filmez în avans, pentru că trebuie să le filmez săptămâna asta clar, între mâine, joi și vineri trebuie să filmez clipurile astea. Sunt vreo 10-11 la număr, cam așa, pentru că eu voi pleca în România săptămâna viitoare pe 26 după Crăciun și eu trebuie să am clipuri pregătite pentru că în România nu voi avea practic timp să stau să filmez. Așa că trebuie să pregătesc totul din timp, să știți de pe acum că ce veți vedea pe la începutul lui ianuarie va fi filmat de pe acum, că altfel dacă nu filmez se supără lumea pe mine că Lena ne-a lăsat nepregătiți, ce faci, unde pleci, de ce ne lași așa. Zic, oricum luna lui ianuarie se anunță destul de durere în ceea ce privește filmat și editat, pentru că eu când mă întorc din România, cum mă întorc, practic, o să trească să plec în Valencia și o să fie o lună și ianuarie și februarie puțin cam tragică pentru noi, dar nu avansăm situațiile, lăsăm să se întâmple, să se desfășoare și o să vă anunț atunci. Până în alta, vreau să programez, să văd ce filmez, ce toate alea, ca de mâine încolo să înceapă treaba cu filmatul în avans. Am aici lista, așa, dar și prin urmare. Fiindcă terminai cu lista, am pus robotul să gătească. Vreau să fac un fel de tochitură de carne tocată cu ceapă, cartofi și puțin bulion să văd ce iese. Iarăși o invenție, serios. Ștefan mi-a dat ideea, zic, bagă și tu chestiile astea la robot, vezi ce iese. Așa că astăzi vedem ce iese la robot. De asemenea, vreau să-mi dau unghiile astea jos să-mi fac altele, că mi s-a pus pata, că aș vrea altă culoare, un ceva mai închis, un ceva mai... ceva mai... Și asta e pe listă astăzi, dar să vedem. Dar până un alt, hai să vă vorbesc despre ce am comandat de pe AliExpress. I-am dat plicul jos că nu mai avea rost să îi țin plicul mai e decât în hârtuța asta. E prima oară când comand în viața mea un parfum de pe AliExpress. Am vrut să văd cum stă toată situația cu parfumurile, pentru că mi-aș cerut. Elena, vrem să știm și părerea ta despre parfumurile de pe AliExpress. Am cerut, ca să vă dați seama, clona lui Euphoria. Acesta mai exact. Deci, ne luăm doza de adevăr. Nu e fake, e o copie. Trebuie să facem iar o diferență. Fake e ăla care scrie numele, Euphoria, care copiază absolut tot. Nume, brand, tot. Ăsta este o clonă, pentru că numele parfumului este Only You. Dar sticla e același lucru, aceeași treabă ca Euphoria, adică te duce cu gândul acolo. Eu nu am Euphoria acum în casă, dar l-am avut, știu cum miroase, știu despre ce este vorba, din acest motiv l-am și cumpărat. Vine într-o țiplă din asta, vedeți și voi, că nu e cea mai extraordinară țiplă, dar e de apreciat că vine în țiplă, știi? Și acum o să-i dăm țipla jos ca să ne luăm doza de adevăr cum stă treaba cu parfumurile de pe AliExpress, dacă merită sau nu. Eu am luat 30 de mililitri. Nu, cutia nu miroase nimic. Uite, asta este cutiuța. A venit ușor strâmbă aici, boțită oarecum, că na. De pe drum, alea. Văd că scrie și ingredientele parfumului, alcool dental, parfum, apă și hidrogenerator, nu știu ce, ulei. Ok. 4 ingrediente nu mai are parfumul ăsta. Hai să vedem cum arată sticluța. Wow! Bă, parcă miroase ceva. Sticluța e ok, adică e destul de drăguță, uite. Uite cum arată parfumelul. Tocmai ce s-a terminat robotul. La sticluță seamănă ușor cu Euphoria, dar nu este același lucru. Adică nu. Nu este același lucru. Ia, să-l deschid. Ok, bă, e destul de fancy, adică chiar nu mă așteptam, este destul de calitativ. O să vă las din când descriere către parfum, pentru că acum nu mai știu nici prețul lui. Cred că a fost undeva la 4 euro, maxim 5 euro, deci destul de ok la preț. Miroase interesant, dar nu miroase ca Euphoria, clar, e un parfum, cred că mai intens. Ia, hai să punem aici puțin în capac și pe mână să vedem. Da, miroase ca Euphoria după ce-l aplici, dar e ușor altceva parcă. Nu este exact Euphoria, dar te duce cu gândul că ai aplicat Euphoria pe tine
Miroase chiar interesant și bine. Deși e un parfum foarte tare pentru mine, că eu în general nu folosesc genul ăsta de parfum, dar o să-l fac cadou pentru că e super interesant. Adică nu mă așteptam să fie chiar așa ca lumea. Experiența mea cu parfumurile de pe AliExpress, uite, are și termen de valabilitate, 36 de luni. Cutia arată destul de interesant. Parfumul, hai să vi-l mai arăt încă o dată. Și el este destul de interesant, nu scrie absolut nimic pe el și nici aici în partea de jos, cum de obicei se scrie la parfumuri. Mirosul lui e interesant, seamănă foarte mult la miros cu Euphoria. Un parfum puțin cam tare pentru mine, dar am zis că na, e foarte interesant. Nu mă așteptam să fie așa, adică mă gândeam că o să fie cea mai mare porcărie ever, pentru că eu la parfumuri sunt puțin mai selectivă, să zic așa. Prefer să cumpăr din... Ce s-a auzit, frate? Un telefon. Prefer să cumpăr direct din magazin, n-am cumpărat niciodată, absolut niciodată parfumuri de pe AliExpress, ăsta este primul, dar văd că a fost o experiență destul de plăcută, cel puțin la prim contact cu acest parfum. Și apropo, este de la brandul Only You Cosmetic, făcut în China. Oh, au și pagină web, stați să vă arăt, uite, aici este și o pagină personală web. Ok, să știți că e destul de interesant parfumul. Chiar mi-a plăcut așa, primul contact cu parfumurile de pe AliExpress. Aștept să-mi spuneți voi în comentarii ce experiență aveți cu parfumurile de pe AliExpress, acelea dintre voi care ați comandat deja, ca să știm și noi, cel puțin eu, și cele care vrem să cumpărăm parfumuri de pe AliExpress, să citim experiențele altora. Ne e foarte de ajutor experiența voastră, așa că vă rugăm din suflet să ne lăsați experiențele voastre în comentarii, că noi vă citim. Astea care avem nevoie de informații. Asta fiind spuse, că a sunat robotul și că am făcut deschiderea și sunt destul de mulțumită de ce am primit. Miroase destul de interesant. Mă duc să văd cum stă treaba cu robotul în bucătărie, că trebuie să mai adaug ingrediente. Haideți și la calendar să vedem pe unde se ascunde numărul 17. Cred că era aici. A, uite măi, ca încerea și o cutie destul de mare și greuță. Ia să vedem noi ce ascunde numărul 17. Am spus, oare numărul 7 să-mi fie cu iertare? E posibil că mai fur curent uneori. Ia să vedem ce avem noi aici. Ok, începe să-mi placă. Avem aici, doamnelor și domnilor, Ritual of Samurai. Asta este un... Shower From. Oh, e o spumă din asta de duș care îmi place mie foarte, foarte mult. Abia aștept să îl testez. Haideți să-l punem și pe dânsul la loc de onoare aici. Și că apropo, am adus toate produsele aici. Deci, vă ziceam că am adus aici toate produsele care au căzut până acum la calendar, minus lumânările, pentru că le-am pus lângă laptop, alea imediat vi le arăt, dar toate produsele de îngrijire cosmetice, chiar și de make-up, că uite, asta este un rimel. Toate, toate sunt aici, chiar și mânușa o păstrez, uite, aici și așa. Deci, e destul de bine până acum calendarul, nu? Uite, aici sunt și lumânările care au căzut la calendarul Rituals. Cel mai mult și mai mult îmi place cum miroase cea neagră. Asta are un miros ușor bărbătesc, ceva de genul. Iar asta miroase decent. Singura chestie care nu le face așa speciale este că mirosul nu bântuie în toată casa, gen. Am lumânări care miroase casa, po, genial, mișto, dar astea nu prea se simte mirosul, e ceva mai subtil. Îmi plac foarte mult paharele, o să le reciclez evident și sunt interesante. Asta, neagră miroase cel mai puternic în casă, astea albe nu prea. A, și aici am un balsam de buze de la L'Occitan, despre care vreau să vorbesc. Vreau să vă spun că îmi place foarte mult balsamul ăsta de la L'Occitan, a căzut la calendarul Advent, mai știți? E chiar minunat și vine așa în format de chestie, tub. Vezi? Scos produsul pe aici. Are un miros foarte, foarte subtil, dar hidratează într-un mare, mare fel buzele. Din acest motiv l-am aici la birou. Și cam așa stă treaba. Dezastru la mine la birou. Nici nu vă mai arăt că doar colțul ăsta cu lumânări este decent. Restul e dezastru. În casă la noi, ca să vă dați seama, e plin de pături peste tot. Adică pături de genul, așa ca pufoșenia asta, plin peste tot, uite. Am una aici cu unicorn, asta de la Primark, peste tot e plin cu păturele. Stai să beau puțin apă. Ah, am dus-o pe Alexa la clasele de engleză, știți care, marțea și joia, clase de engleză și am dat și unghiuțele jos, semipermanente. Mi le-am dat pentru că mi-e cresc foarte repede unghiile și nu-mi place să se vadă spațiul ăla între oja semi și
unghii. Ea era în perfect stadiu de utilizare, adică fără niciun fel de problemă, aș fi stat o săptămână și ceva cu ea, dar parcă v-am zis, vreau și eu ceva mai altfel, mai închis, așa că în cele ce urmează nu o să mă pun să-mi fac unghiile, că practic nu am chef. Mâine dimineață cred că o să le rezolv și pe ele. Vreau să termin păturica în seara asta, deci clar în după amiaza asta vreau să termin pătura, așa că m-am poziționat în culcuș, se duce Ștefan după Alex Oțasuia de la ora de engleză. Din acest motiv, eu având clipul, toată treaba terminată de dimineață, mă pun să croșetez, să termin pătura. În după amiaza asta clar vreau să o termin neapărat, pentru că mâine v-am zis, mă apuc de filmat, trebuie să-mi filmez clipurile. Azi că mi-a intrat o ațișoară de asta în gură. Vreau să trec la alte chestiuni și mai am și de făcut niște căciulițe pentru un bebeluș, așa că trebuie să am de lucru zilele viitoare, trebuie să am liber. De acest motiv zic să-i dăm bătaie cu păturica să o terminăm în seara asta. În cele ce urmează, croșetare, iar mai încolo vă arăt terminatul, produsul finichitat. Sper să-l termin acum, vedem noi, vă anunț, mai pe seară vă țin la curent alea. Momentan, hai să-i dăm bătaie. Am luat o pauză de la croșetat și mănânc niște, ce sunt așa, chipsuri. Să știți că eu chipsuri, dați să vă ridic o țărâcă așa. Stai să pun și pe pauză că mă uit la un vlogmas, că în timp ce croșetez, eu mă uit la vlogmasuri. La cine mă uit de obicei? Vloguler, evident. Ștefana, Denisa Sima, Nicoleta Stănciucă. La cine mă mai uit? Helga, cred că mă uit, da, la Helga mă uit, nu că cred. Acum îmi scapă fete, stați să vă spun exact din playlist, să vă spun din playlist, din abonările mele la cine mă uit, ca să vedem cine a postat și așa vă zic. Deci, vă ziceam, Denisa, acum am uitat la Denisa, după care m-am uitat la Nicoleta, că am rămas în urmă cu vlogurile ei, după aia la Helga mă uit, Helga and the World. Cred că, da, așa. Mă mai uitai mai devreme la o spanioloică, Sara Sabate, după aia la Roxana. Roxana încă n-a postat. Rox din Anglia încă nu a postat clipul de astăzi, așa că aștept să posteze și mă uit și la ea. Și în general, uite, mama a postat, Lorena a postat, a postat și Cassandra Contora. Da. Astea sunt abonările mele. Uite, am uitat să mă uit la Ana Maria Dâtlă. Am uitat să mă uit la clipul ei, trebuie să mă uit. Uite, are vlogmas 10-16. Oh, păi de asta nu m-am mai uitat, că are mai multe zile la o altă. Vă ziceam că în timp ce croșetez, mă uit pe vlogmas. Și uitându-mă așa la vlogmas și făcând o concluzie la tot ce înseamnă vlogmas, mi-am dat seama că eu... Practic, de când voi începe să filmez clipurile în avans, nu știu ce voi mai filma pentru Vlogmas, pentru că treaba cu Vlogmas o stă în felul următor. Filmez pentru Vlogmas, am conținut pentru Vlogmas, filmăm, nu-i nicio treabă, nu-i nimic. În schimb, când încep să filmez un clip, treaba stă altfel pentru că mi-a toată dimineața și eu ca și cum exclud toată dimineața din Vlogmas și e ușor greuț ce vreau eu să fac, dar în fine, sper să... Iasă totuși situaționul. Vedem noi de mâine încolo cum stă situația. Am avut de fapt astăzi puțin o stare din aia de anxietate extremă. Eu când am multe chestii de făcut și se adună și nu mai pot, pur și simplu devin ansioasă și nu mai pot și mă stresez și trebuie să mă calmez, să mă relaxez și toate alea, dar se acumulează chestiile. Săptămâna viitoare plec în România și e destul de... am multe, multe pe cap. Multe. Și vă ziceam că nu mănânc des porcăriile astea. Adică m-ați văzut vreodată într-un clip să vă arăt. Am cumpărat porcăriile, mănânc. Nu. Astea se cumpără porcăriile când vin musafiri pe la noi și mâncăm și noi. Adică mâncăm cu toții. Mai joci o carte, mai una alta. Și mai ronțăi niște chipsuri. Mi-au rămas chipsurile astea de duminică. Și le-a adus Alexa pe aici pe masă. Și am ronțit și eu câteva acum cât am luat pauza. Că am luat pauză de la croșetat, că am închis ușa după Alexa și după Ștefan. Că s-au dus să-și cumpere Ștefan o chestie, a făcut pană la trotinetă. Dacă vă arăt ce am în casă, uitați-vă și voi acolo.
Acolo, jos, în toată hârmălaia, își repară el pana la trotinetă și e foarte greu de reparat pana la trotinetă. Adică greu, greu, greu. Stai să iau urățenia asta de aici. Ea Alexei doarme cu ea. E moartă fără perna aia. Deci, Ștefan s-a dus să cumpere de la chinezi o chestie pentru pompă ca să încapă la valvula de la roata trotinetei. Și a zis că cu ocazia să duce și la burger să ne cumpere cât un hamburger, că au adus niște hamburgeri noi la burger și vrem să îi testăm. O să ia câte unul de fiecare, nu o să ia meniu sau ceva, pur și simplu cât un hamburger de fiecare ca să-l testăm. Așa că în seara asta avem la mâncare și să vă povestesc așa o țărcă ce se întâmplă în viețile noastre. I-a făcut și pana Alexei, că Alexa când am fost la teren, în vlogurile trecute, cred că în vlogul 6, 7 și 8 de Vlogmas, pentru aceia ce n-au văzut clipul ăla, acolo Alexa a făcut pană zilele alea, că s-a tot băgat în băltoace și a făcut tot felul de năzdrăvăni pe acolo, a făcut pană. A făcut pana ei la bicicletă, au plecat cu bicicleta cu Alexa și săracul se chinuie practic de la 5 de când a venit cu Alexa acasă de la clasa de engleză, se chinuie cu trotineta asta și nu reușește să îi schimbe roata. I-a făcut pana la camera roții. În schimb, nu reușește să o bage acolo, să multe, multe chichițebușuri și acum a luat o pompă, nu e bună chestiunea să o bage în valvulă, săracul s-a chinuit și e stresat cu trotineta asta într-un mare, mare fel. A avut pană și pe spate, la trotinetă, pana se rezolvă. Hai să vă duc puțin acolo, să vedeți dezastru. Uite, 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 uite ce am eu aici, dezastru, dezastru. El acum face pana pe roata din față, care e cea mai complicată. A făcut data trecută pană pe spate, imediat a schimbat totul, băi, struna mergea la roata din față, dezastru, dezastru. Așa, apropo, aici am proiectorul pe trepied, că așa ne uităm la filme. Ne uităm la filme pe acel perete măzgălit de Alexa și punem proiectorul pe trepied. Și acum că e lumină, uite, îl vedeți? E super mititel, super mititel și face o imagine uriașă pe perete. Se vede super, super interesant, ca la cinematograf. Ei, mă simt mult mai confortabil acasă, ce-i drept, ca la cinematograf, că și acolo merg răruț ca la restaurant, că tot așa. Eu ca să văd un film trebuie să fiu relaxată, frate, stau în pat, cu păturica pe mine, în colțișorul meu de canapea. Când mă duc la cinematograf e ușor mai complicat. Chiar aveam pe listă să mergem să vedem Frozen, ca a ieșit acum. Dar eu nu știu dacă o să mai avem timp. Mâine e miercuri? Ha, mâine nu, că mâine am ședință la școală. Că miercurea e la jumătate de preț intrarea la cinematograf. Dar mâine am ședință la școală, la Alexa, să ne dea notele și evaluările și tot ce trebuie. Și să o științez pe învățătoare ce se va întâmpla în ianuarie, februarie, alea. Că ne așteaptă, v-am zis, niște luni interesante, frumoase pentru noi, dar complicate. De ce să nu spunem și adevăr? Deci, că intrăm din una în alta, hai să vă arăt. Ia uite, bă, că e gata. Mai am rândul ăsta de negru. Mai am un rând de negru, practic, și e gata. E cât trebuie. Acum nu știu ce să fac. Dacă să-i fac așa un împrejur la pătură cu albastru, cum era înainte, ca să finisez oarecum și partea asta de pătură, sau să o las așa. Nu prea știu ce să fac. Așa, apropo, aici vedeți că mai sunt așa ațișoare, pe astea o să le cos, dar nu astăzi, altă dată, când o să am și eu puțin mai mult timp. Astăzi am finichitat situaționul cu păturica, o să o pun pe pat, mai încolo, că acu' e de-abia 7 și un sfert, și vă arăt, uite că am luat-o din nou în mână, mă pun din nou cu ea ca să termin cu două rânduri de negru și o să aduc bobina de albastru și o să-i fac un împrejur să văd cum rămâne. Și dacă îmi place cum rămâne, o las așa, cu împrejur albastru. Dacă nu, o deșir și o las decât alb și gri. Da, cam asta. Până în alta termin situaționai și mai urmăresc și eu un vlog mask, așa e frumos. Am pregătit un dressing pentru hamburger. E o pastă de tomate, pur și simplu am băgat în blender roșii, i-am pus ulei de măsline și sare după gust și e demențial. Am pus și aseară peste pizza și era super, super ok. Și acum Ștefan m-a sunat, zice, hai că am luat burgerul, fă-și tu niște pastă de tomate să-l
punem așa pe deasupra sau pur și simplu să o mâncăm. Am adus și apă și am adus și ciocolata asta pentru desert. E o ciocolată cu lapte, cu fructe de pădure și alune. Eu cu ciocolata cu alune nu prea mă înțeleg, dar din când în când așa o mai accept. Câte o bucățică, câte o pătrățică, parcă merge. Așa că așteptăm să vină burgerul și după ne punem la treabă, la masă adică. Zici că a venit Crăciunul, dar ce-a gândit ai că tu de-a luat atâția? Cine mănâncă atâția? Tatu. Mamă, doare, păi a luat 5. Da. Mamă, ia-ți și ketchup. Dar am făcut eu paște de tomate, nu știu cât mai trebuie. Asta e pentru gunoi. Hai să vedem cum e. Hai să vedem cum e. Astea sunt noi. Ia să vedem cum arată în interior. Uite. Cele noi. Are în salată, are 3 cape. Are 3 rânduri. Oh, 2 rânduri de carne. Hai să vedeți cum arată noile. 2 rânduri de carne. Are salată, are castravete și ceapă. E bun? Hai să avem poft atunci, mulțumim. Ei, dragilor, gata e păturica. I-am lăsat și bordura asta, așa, bordura între ghilimele, pe albastru, ca să fie păturica cât mai ok. Și cam gata, așa arată. Trebuie să mă ocup, uite, vedeți? Aici unde am legat ațele, astea trebuie cusute și băgate așa în interior, ca să nu se mai vadă chiar așa urâțel între ghilimele. Uite, mai e și pe aici, dar în ansamblu păturica se vede destul de bine și pentru pus aici la marginea patului, eu cred că combină, arată destul de bine cu tot ce înseamnă pat și cu lenjeria asta gri. Trebuie să mai tai niște ațe pe acolo, se observă, da, se observă, dar în concluzie ne ocupăm de cusut de ațe ce au mai rămas pe aici și băgat ghemotoace data viitoare. Momentan sunt mulțumită că am terminat-o în sfârșit și este pe mărimea pe care o vroiam eu. Vine până pe la jumătatea patului. Cam așa. Asta e doar așa de pus la picioare, să te învelești dacă faci o mică siestă în pat. Nu e ceva foarte lung. E doar așa de acoperit pe deasupra. Eu cred că a rămas destul de ok și destul de frumos și că nu vă zic la atingere cât de moale e materialul ăsta. Și da, e foarte drăguț. Cu pernuțe, cu fețe de perne, cu tot ce trebuie. Mie îmi place foarte mult. Aștept să-mi spuneți în comentarii cum vi se pare și vouă păturica. Mie îmi place. Ei, dragilor, uitați-vă și voi câtă codiță am. E minusculă, Dumnezeule, mi-am prins părul pentru că vreau să mă duc să fac un duș, nu o să-mi spăl părul pentru că încă este ok la locul lui. Așa că am zis să mi-au rămas bun de la voi înainte pentru că după o să cad frântă, ruptă la nani. Așa că da, Alex a dormit în salon, trebuie să o aduc și pe ea la nani. Cu alte cuvinte, ne vedem în clipul de mâine, să vedem cum ne organizăm mâine și cu filmat de clip normal și cu filmat de vlogmas. Vă țin la curent cu tot ce se întâmplă, dar asta în clipul de mâine. Până atunci, bârbă, o băiță scurtă, noapte bună, îngerii să vă sărute ca în fiecare seară. Pa, pa!